scăpa niciun furnizor de energie. Avem peste 70 de furnizori verificați și în curs de verificare. Ne concentrăm cu toate forțele, cu inspectorii ANPC, dar și cu corpul de control al Ministerului Economiei, pentru a putea să acoperim solicitările și pentru a putea face aceste verificări în timp. Am înființat comandamentul pentru energie la nivel ANPC. Avem un număr de telefon la care persoanele fizice se pot adresa și avem o adresă de mail la care putem trimite aceste solicitări. O să rog pe domnul președinte al ANPC, Culeafă, să ne dea date despre modul în care demarăm această acțiune, această campanie și următorii pași pe care îi vom avea de făcut. Mulțumesc! Bună ziua, vă mulțumesc, domnule ministru Florin Spătaru, pentru suportul acordat în primul rând acțiunii noastre, pentru că ne-a spus la dispoziție corpul de control al Ministerului și aș vrea să fac câteva precizări. Controlele au început de mult, dar doar anul trecut au fost controlați peste 2330 de operatori economici și au fost sancționați cu suma de 2.034.000 de lei. Ca să ne facem un calcul, doar în această săptămână am primit peste 400 de sesizări. De asemenea, am deschis controle la peste 70 de operatori economici, unde au fost aplicate sancțiuni și măsuri complementare. De asemenea, în această săptămână au fost aplicate amenzi în valoare de 450.000 de lei. Aș vrea să fac o referire, spuneam în conferința de presă de la guvern, că sunt doi operatori economici care dețin 70% din piața de energie. Este vorba de Electrica Furnizare, care companie care are în portofoliu peste 3.300.000 de consumatori. Și aș vrea să anunț pe această cale că această companie, până la data de 31 ianuarie, va recalcula toate facturile neconforme și va aduce toate facturile în conformitate cu legea 259 și cu ordonanța de guvern 118. De asemenea, nu vor fi deconectați și nu vor fi penalizați consumatorii. Este un aspect foarte important. Ca și perioadă de răspuns pentru această societate, avem între 5 și 15 zile pe fond. Acolo unde problemele nu sunt atât de grave, sesizarea se poate rezolva pe loc. Dacă aveți întrebări. Care au fost neregulile găsite și dacă nu cumva amenzile vi se par mult prea mici? Au spus 450.000 de lei, adică aproximativ 90.000 de euro pentru toți furnizorii amendați. Într-adevăr, amenzile sunt foarte mici. I-am propus domnului ministru Florin Spătaru să creștem cuantumul amenzilor. Dar să știți că nu amenzile sunt dureroase pentru acești mari furnizori de energie, ci măsurile complementare, și eu aș propune împreună cu domnul ministru ca și sancțiune să punem un procent din cifra de afaceri a acelui furnizor. Pentru că este o inechitate între consumator și furnizor. Sunt de acord. Furnizorii vor să facă profit, pentru că ăsta e rolul comerțului. Dar nu sunt de acord cu un lucru. Ca unii operatori economici să-și clădească fericirea pe nefericirea consumatorilor. Nu este corect. Ce neregulă ați
foarte multe nereguli. Voi poate numera câteva dintre ele, dacă vreți. Aș da câteva exemple importante de abateri. În primul rând, legea la care facem referire. Nu au respectat prevederile legii în ceea ce privește compensarea și plafonarea. Avem un alt furnizor de energie care nu a afișat și nu cuprinde consumul zilnic de referință, inclusiv marja de 10%. Aici vorbesc despre E.ON. De asemenea, și această companie a fost sancționată și i s-a aplicat măsura complementară de refacerea facturilor și de încetarea practicilor incorrecte. Spuneți că furnizorii nu au respectat întocmai legea. Furnizorii spun că în lege nu se scrie clar ce se aplică prima dată. Compensarea sau plafonarea. Aceste reglementări le putem primi de la ANRE. Dumneavoastră, ce factură ați primit la energie electrică, la gaze? Ați beneficiat de compensare, plafonare? Dumneavoastră acasă. Eu personal? Da, dumneavoastră. Da, sigur, am primit factura de energie. Cât e? La dumneavoastră. În jur de 140 de lei. Cum e ce factură mică aveți? Consumați puțin, stați puțin pe acasă? Da. Da, ce? Da, consum puțin. Unde stați? În Pantelimon. Apartament? Nu. O cameră, gardă, nu, nu, nu. Este vorba de o factură. Da. Pe o perioadă de 30 de zile cu un consum de 200 de kW. Și cum ați reușit? În timp ce foarte mulți români primesc mii de lei factură la energie electrică. Am primit și eu, să știți. La gaze am primit o factură de, cred că de 2000 de lei. Și la apartamentul gaze. Dumneavoastră e cu două camere, trei nu, camere? Nu, nu, nu este apartament, stau la curte. La curte? Da. Și ați beneficiat de compensare, de plafonare, ne puteți spune? În această factură am beneficiat eu personal de compensare. Este vorba de 10 lei. Ați primit 10 lei? Da. Mult puțin? Nu pot calcula eu dacă este mult puțin, este conform legii. Din ce am verificat noi, în jur de 27 de companii. Toate au fost amendate? Toate au fost amendate. Și pe diverse abateri. Și în momentul de față mai aveți control și aveți semnale că și alte companii au încălcat? Aveți un număr exact? Câte companii? Astăzi da, avem un număr exact. Avem un număr de 72 de companii care au fost controlate. Dintre acestea 27 au fost sancționate. Nu credeți că toate aceste amenzi se vor regăsi tot în facturile oamenilor? Pentru că ei, cum ați spus și mai devreme, caută să facă profit. Noi suntem în slujba consumatorilor. Suntem alături de ei. La solicitarea premierului Nicolae Ciucă am înființat acest comandament al energiei. Acolo unde sunt abateri, dăm sancțiuni. Acolo unde abaterile sunt repetate, și chiar avem un caz aici, este vorba de Gaz Vest, unde vom propune ANRE retragerea licenței de furnizare. Ce abatere ați constatat în acest caz de nevoie de o astfel de sancțiune? Neaplicarea legii. Mai exact? Neaplicarea legii. Acest furnizor a fost amendat cu suma de 50.000 de lei anul trecut. Este vorba de furnizorul de gaze din Sânt Andrei, care nu s-a conformat. Dar știți exact ce anume din legea nu a respectat? Pentru că toți în mare parte au fost amenați pentru același lucru, nerespectarea legii. Ce nu au făcut? Păi v-am spus, v-am dat aici câteva detalii. Am înțeles, dacă vedem în acest caz particular, avem 27 de companii, în acest caz particular se propune și retragerea acestei licențe de furnizare de funcționare. Da. Deci este un caz mai special, de aceea vreau să înțelegem ce abateri mai grave au comis în comparație cu celelalte 26 de companii. Am discutat pentru că avem un grup de lucru împreună cu colegii de la ANRE și a fost o propunere de retragere a licenței într-un caz extrem, să zic așa. Adică, dacă furnizorii nu vor înțelege, probabil că trebuie să aplicăm sancțiuni. Un avertisment?
ceva de genul acesta și l-a primit cumva compania asta singură? Este o propunere a noastră făcută către ANRE. Decizia este la ANRE. Ministrul Energiei spunea că sunt milioane de facturi care au fost trimise fără compensații, fără compensare, fără plafonare. Aveți o cifră? Știți exact? La această dată nu avem o cifră exactă pentru că au fost emise milioane de facturi, așa cum spuneți și dumneavoastră. Cu efectivul pe care îl avem, controlăm cât mai mulți furnizori. Dar câte nu au beneficiat de plafonare și compensare din totalul facturilor trimise în România? Avem o idee? În momentul de față nu am încheiat controlele la toți operatorii economici ca să vă dau o cifră exactă. Dar cu siguranță, cred că peste un milion. Nu v-am înțeles. Există 11 milioane de facturi, mi se par multe, 400 de sesizări în această situație. Doar săptămâna aceasta. Și aș vrea să fac un apel pe această cale pentru a informa pe consumatori modul în care se poate adresa operatorului sau Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. În afară de EON, Electrica, Gaz Vest, ne puteți mai da exemple, vă rog, cu legate de alte nume de mari companii, de mari furnizori, care au învățat la legea? Puteți să ne spuneți care este amenda pentru Electrica, care este amenda pentru EON și care este amenda pentru Gaz? Și celelalte. Da, dăm puțin telefon, că am în telefon trecut exact toate. Da, ministrul economiei Florin Spătaru și Mihai Ciuleaf, cel pe care l-am ascultat împreună vorbind directorul ANPC, așadar deja până în momentul de față 70 de furnizori au fost amendați, dar sunt sute de sesizări făcute din partea oamenilor care au primit facturi uriașe numai în ultima săptămână. E important ce spunea însă domnul Ciuleaf de la ANPC, că nu vor fi penalizați sau deconectați în contextul în care nu-și vor plăti factura și sunt... Să știți, situații în care, spunea și ministrul economiei, aceste sesizări se pot rezolva foarte repede, chiar și în câteva ore din momentul în care sunt făcute. Sunt însă și consumatori pe care i-am auzit vorbind în direct la Antena 3 și care spuneau că s-au dus și au cerut explicații din partea furnizorilor și că s-au întors mai încurcați decât au plecat pentru că n-au înțeles absolut nimic. De aceea am întrebat și noi în această dimineață pe oficial dacă mai mult de această sesizare la ANPC oamenii pot sta de vorbă cu vreun oficial din vreo autoritate care să le explice de ce factura este greșită, de ce au deplătit o sumă atât de mare și care ar fi fost suma corectă pe care ar fi trebuit să o plătească.